Salutare toată lumea, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod de CSGO Legit King în Prime. Pe contul pe care vrem să facem Global avem Golnova 3 momentan și 36 de win-uri. Care este scopul acestei serii? Ei bine, în această serie vom încerca să ducem acest cont în Global fără să luăm bani sau alte chestii. Am contul ăsta cam de un an, abonații vechi știu că eu jucam în trecut pe contul ăsta. Mă rog, n-am jucat chiar așa de mult, că am doar 36 de win-uri, dar jucam aproape pe fiecare live și o să încercăm să vedem cât de mult putem juca cu Unity pe acest cont până o să luăm bani. Sau poate nu o să luăm, o să vedem. Aveți linkul de la cheat-ul pe care îl folosesc în descriere alături de un promo code pe care, dacă vreți, puteți să-l folosiți. Vă dă 10% reducere dacă îl folosiți la cumpărare. Și haideți să trecem la videoclip. Yeah, let's roll, big guys. Bă, dar mie s-a schimbat vocea. Acum chiar nu mi-e un groș sau ceva, dar nu știu. Parcă am așa mai handicapat-o un pic. Mamă, sper să nu-mi ia chic ăștia. Golnova 3, man. Eu? Eu știu deja, Dana. Unde ești, frate? Nu, nu te văd. And you're smart for or not? No, no. This is my main account, man. Ok, bro. Plan. I-am mințit pe așa, trebuia să le zic totuși că sunt smurf, că dacă le dau prea urât la băieți să nu știe, na, așa o să zică, man, uite cum i-am dat la asta mare cap, știți, o să se prinde băieții că poate am cod, așa că nu o să o dau chiar așa de tare. E de RCT, man, de RCT, de RCT, hai că nu-i de fac bait la asta. Na, mama, am crezut că eu l-am luat, mi-a băgat mare melodie rock, mamă, frate, ce cu melodiile astea, de ce? Are ăla kid, mamă, era să-mi cumpăr altceva, are kid de ăla cumpărat, cred că. Mamă, și-au dat timeout, ok, și-au dat timeout, băieții. Hai să vedem cine așteaptă. Eu încerc tot timpul să fiu calm, n-aveți idee cât de greu mi-e să filmez un episod de CSGO hacking, deși am hack, mi-e foarte greu să filmez un episod ca lumea, în care să nu dau de troll-uri, în care să fac câteva kill-uri, în care să nu fie oameni handicapați, în care să nu fie rage hacker, deși nu neapărat că mă deranjează pentru că și eu sunt hacker. Aș vrea totuși să fie meciuri ok. N-am nimic împotrivă dacă sunt rage hackeri, pentru că ăsta legit hackeri. Dar nu dai cu rage un prime, frate. E prea de tot. Și mi-e din minți repede când văd un rage hacker în prime. Deci e enervant rău. Să vreau să joc legit și știu că pe contul ăsta nu pot să bag rage-ul, pentru că na, e cont cu loyalty badge, cu alea nu pot să bag. Deși e contul meu și nu mă prea interesează că, na, nu mai sunt eu așa de mare fan al CS-ului, nu vreau să bag rage-ul pe el. Ca să bat un alt rage checker, pentru că, da, am cheat bunice, l-aș putea să bat un rage checker dacă n-are cheat de HVH, dar nu vreau să fac chestia asta, nu vreau să-mi banez contul. Știți ce zic, bă, băieți? M-am pișat pe tine și pe asta, stai. Rush, guys, rush. Nice, unul mort. Mi-a intrat pe profil, înseamnă. Am văzut că gata, am dat câteva fraguri, am intrat imediat pe profilul meu să vadă. Bă, 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 boss, bă, boss, e cu minte. Thank you, man, thank you. Scoate coaie codurile. Nu suntem toți. Cine, frate? Ia că-s curios cine să scoată codurile. Nice. Ce-mi plac suferințele, frate. Athletic the bomb. Ce-mi plac suferințele. Să suferim în continuare, eu n-am... Oh, oh, oh. Oh, ok. Dă mare flash și să ne zici, tactică, tactică. Ăla-i main, că nu mai știu locațiile de când am mai jucat CS. Cred că e main-ul ăla. Last one mid, guys, last one mid. Ai, nu mă omoră, te rog, eu nu mă omoră bombă. Nu mă omoră bombă. Voi sta aici, să nu mă omoră. Fiți la 1 HP, stau. Ce nice knife, bă? Ce nice knife, frate? Îmi vede cuțitul? Nu cred că de mine zice. Oh shit, băieții s-au enervat din CT. Ok, one dead. Mama, m-am omorât. Fără cod nu ai treabă cu jocul. Așa și... Crezi că mi pasă... Mamă, eu răs pe ăștia, frate, care îmi zic, bă, frate, fără cod n-ai treabă cu jocul și chestii de astea. E trist, în primul rând, eu joc cu cod pentru că, nu știu,
Nu neapărat că... hai, vino, dă-i pic, frate, dă-i pic, știu că vrei. Voi, ăștia haterii, nu înțelegeți care este treaba cu cheat-ul, frate, adică nu-i neapărat... Mamă, frate. Nu-i neapărat satisfacție când joci cu cheat, nu trebuie să fie satisfacție. Pur și simplu... Mamă, să ne pijăm pe Unity, mă știe omul. Omul mă știe, cred. Nu e neapărat satisfacție, frate. Chestie, că eu am canalul bazat pe chestia asta. Și odată ce mi-am bazat pe canalul pe chestia asta, nu pot acum pur și simplu să mă las că vine unul pe matchmaking și mi zice: frate, pișatule, las-te cu cod, nu știu, las-te de cod, nu știu ce. Nu pot să fac chestia asta, ok. Tipul ăla e în city și eu am să-l aștept aici. Nu e, ok, nice. Nu e chestia de satisfacție sau că vreau eu să devin mai bun sau ceva. Nu, frate, pur și simplu chestia că eu mi-am bazat canalul pe chestia asta. Vreau să mulțumesc abonații, să nu învăț că există și cheat-uri. Pentru că, da, într-un fel e amuzant să joci cu cheat-uri. E o chestie nouă. În orice joc vor exista cheat-uri, indiferent că era Raul 2K pe YouTube, indiferent că nu era Raul 2K pe YouTube. Deci nu mai dați vina pe mine pentru cheat-uri din orice joc. Că îi văd pe oameni că zic: bă, frate, uite-mă din cauza, uite ce ai făcut cu CS-ul. CS-ul e așa din 2015, de pe la sfârșitul 2015. Nu e vina mea, pentru că eu atunci nici măcar nu eram pe YouTube așa de mare. Aveam 1000 de abonați, nici măcar nu făceam cheating pe vremea aia. No. Nu l-am luat. Uite-l, uite-l pe ăla, uite-l pe ăla, uite-l pe ăla. Mort. Mort, wow. Wow. Nice, good job, guys, good job, good job. Nice team, man. Nice team. În sfârșit o echipă ca lumea, frate, care se joace cu mine. Nu dă pic nimeni. Mi-e și frică să mă duc. Să-ți iau canalul în sulă. Bă, aoleu. Asta, pentru asta o să-mi iau bani, cred. I think. Nice, fie încă dă, fie încă dă clutch ăsta. Au. A luat ăla din spate. I-am dat damage la ăla aici, nebun. Nu vine să cred. Mamă, ce smoke. Ce smoke de căcat a dat omul, frate. Oh. Ok. Oh, heaven, ok, ok. Oh, fuck. Dă-te-n plâmă de gras. Frate, ce ai cu mână? A dat abandon. Dau surrender? Hai să vedem dacă dau surrender. Chiar sunt curios dacă dau surrender. Ai, ai, ai. Ok. O să vă povestesc toate chestiile astea dacă țineți neapărat să aflați povestea mea. Oleu, mă omoară. Mă ucide ea. Oh, they are coming A-side. Watch out. Nice. Yes, yes, yes. Last track. Nu vreau. Ia, am toggle. Ho, am wall-ul pe toggle. Nice, man, good job, man, good job. Să pui tilul stoc, m-a făcut în cur. De ce, frate? Sorry. Nice. Oh! What? Ce, bă? Ok, nu știu ce a fost primul shot, dar al doilea au fost re... Ioi! Ioi. Ioi, mamă, ce pro player avem noi aici, 17-4. Oare luăm rank cap după... Deci nu știu ce să zic dacă luăm rank cap sau nu. Ok. Oh, ok, sorry, man, sorry. I'm sorry, man, I no scoped you. Sorry. Am mers în pădure și ne-a prins furtul ăla. Bă, ce nebun e omul. Aoleu, aoleu. S-a enervat băiatul. Cred că faza asta s-a cam văzut. Oh, nice, good job, man, good job. Cred că faza asta s-a cam văzut. Sperăm să nu ne dea squad-ul kick. Nu, dar de obicei squad-uri de-astea-s de-alea. Don't buy out, don't buy out.
De obicei ăștia care joacă așa în squaduri de 4 sunt de-aia foarte corecți, care vor să rancheze fără cheaturi, fără ajutați de cheater și chestii de alea. Și da, dau kick la cheater în ultima rundă, să vă dați și voi seama. Adică profită de cheaterul ăla să câștige meciul, pentru că na, de ce să nu profiți, dar totuși îi dau kick în ultima rundă. Bă frate, dacă urăști cheaterii și nu-ți place să joci codat, măcar câștigă meciul ca lumea, frate. Adică nu profita de cheater să câștigi meciul și după să-i dai kick. Nu frate, câștigă meciul ca lumea. Care o tras în mine. Deci nu mai e meci corect dacă profiți de codat să câștigi meciul. Da, na? Fiecare cu ce-l doare. Bă, dar nu mă mai bloca, mă blochează omul, frate, nu-i... Oh! Oh, it's a Bloodor, Bloodor, man, Bloodor. Bloodor! Fii atent. Ah, ok, e acolo. Nu, e stânga, îl aud cu căștile mele de 2 bani de la telefon în puii mei. Oh, shit, man, you're so blunt, bro. Ia să-i scriu culcat, culcat. Kilkai. Obezule, nice, tot comentezi. Nice, frate, cum îs obez. Bă, by the way, chiar dați-mi iat pe Insta, frate. Adică dați-mi follow pe Insta, Raul2K. A, Raul2K, a. Nice. I'm planting the man, guys. Vreau să stau Bloodor, frate. I took it, man, I took it. Și multă lume mă întreabă de ce m-am reapucat de YouTube. Zic oamenii, bă frate, vrei numai bani, ești numai după bani, fraiere, nu știu ce. Nu frate, m-am apucat de YouTube pentru că mi-a fost dor de comunitatea mea pe care am creat-o și am nevoie de o nouă placă. Adică mi-a fost dor de comunitatea pe care am creat-o. Da. Glumesc, bă băieți. Nu, mi-a fost dor pur și simplu de vremurile în care jucam cu cheater și chestii de astea și mă jura oamfri și chestii de astea și de-aia m-am reapucat. Nu că îmi trebuie mie bani sau ceva, că bani oricum am, frate. Am aici portofelul lângă mine. Unde mi-e portofelul? Ia uite că îl simt aici la mână. Aoleu, e lângă tastatură. Hai să vă număr toți banii pe care i-am. Uite aici, am milioanele. Fii atent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lei, frate. Bă, credeam că am 7, nu mai știu unde am. Nu te bagă la o... I don't think. Yeah, there's some of the main, I think. Main. Yeah, main. Okay. Backtrack. Okay. Okay. Hai că am avut și cont, băiți. Am avut și cont, da. Am avut și cont. Ne descurcăm și fără cont de Prime. E bine. Unde ești, frate? Yeah, it's city. I need this kill, please. Come on, man, take it. I want it. I got it. Come on, man, come on. Oh, shit. Oh my god, did you saw that? Did you saw that? Aoleo. Nice, man, good job, nice. GG, man, GG, good job, man, very good job. Zic că e Golnova 3. Nu, mă, tot Golnova 3. Tu zgâtul tău. Nu, bă, băieți, încă tot Golnova 3 avem. O să încerc pe viitor să fac două episoade într-unul. Adică să pun două meciuri într-unul ca să fie mai rapid de rank ăsta, seria asta. Dar poate o facem și așa, o să vedem. Fraților, oricum, sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezitați să folosiți codul meu pe unityx.com și noi ne vedem data viitoare. Salut!